Stimați prieteni, mă bucur foarte mult că rândurile Clubului Istoricilor s-a mai completat cu fețe noi, cu fețe frumoase, tineri și dornice ca să afle ceva mai interesant, mai deosebit, ceea ce e legat de trecutul nostru și, sigur, prezentul nostru. Astăzi avem câțiva invitați speciali care o să vă vorbească despre niște lucruri care cu siguranță că nu le cunoașteți sau poate, eu știu, poate le cunoașteți parțial. Avem invitați, în numărul invitaților speciali este domnul academician Viorel Prisăcaru, vicepreședintele Academiei de Științe. Îl așteptăm din minut în minut, se reține. Avem invitat un domn, un enciclopedist de talie cel puțin națională, autorul volumului enciclopedic Cartea de Aur a Basarabiei și a Republicii Moldova, domnul Dinis Roșca, care îl avem și care o să vă țină o prelegere vis-a-vis de personalitățile, fiindcă titlul nostru de astăzi este Personalitățile Basarabiei și a Republicii Moldova. În afară de cei doi, mai avem invitați speciali domnul colonel în retragere, publicist, editor, domnul Alexandru Ganencu, care îl avem și care o să vă vorbească de asemenea despre niște lucruri mai deosebite, mai ales despre personalitățile născute în Basarabia și Republica Moldova, care s-au accentuat sub diferite personalități în România, adică în Republica Moldova, în România și în Europa. Sigur că nu ne lipsește prietenul nostru, cunoscutul scriitor, publicist, un om absolut excepțional care are la activ un număr aproape de 100 de volume de carte, care a făcut lumină în multe lucruri, nu numai ceea ce e legat de literatură, dar și de istorie. Îi place istoria și de asta este alături de noi întotdeauna și din cei care îl cunoașteți mai puțin, vreau să vă spun că este unul din cei care au activat alături de domnul Alexandru Ganencu, regretatul Victor Ladaniuc, care au editat o enciclopedie excepțională care se numește Localitățile Republicii Moldova în 15 volume. Probabil că nu este bibliotecă care, unde se lipsească aceste volume, fiindcă este o dată o caracteristică, o informație unde mai mult, unde mai puțin despre toate localitățile noastre, toate satele din toate raioanele. Ținem cont de faptul că domnul academician Prisăcaru se reține și solicitarea domnului Dinis Roșca, care este cu un timp mai limitat, o să-i oferim cuvântul mai întâi domnului Dinis Roșca, pe urmă o să urmeze ceilalți care i-am prezentat. Și mi-a scăpat ceva, eu nu m-am prezentat, pentru cei care nu mă cunosc, sunt Alexandru Moraru, sunt istoric, arhivist, publicist, autor de mai multe volume de carte cu caracter istoric și la moment președintele Clubului Istoricilor, pe când președinte de onoare îl avem pe domnul Anatol Petrencu, doctor habilitat în istorie, care de asemenea îl așteptăm din minut în minut, fiindcă așa s-a primit că trebuie să asiste la două evenimente și o să trag o fugă de la Biblioteca Națională în coace. Așa? Asta este. În fiecare lună avem câte o ședință a Clubului Istoricilor,
Și mă bucur că o parte din tineretul studios de la liceul teoretic Iulia Cașdeu a asistat, a fost prezentă și la prima ședință, unde cred eu că ați avut posibilitatea să aflați niște lucruri interesante și de data asta credem că n-o să regretați, cu atât mai mult că vedem informații unicale și absolut gratis. E bine, nu? Ei, o alocuțiune video, de aceea eu mă retrag. Și cu mare drag, poftiți. Mersi mult, domnul Morar, pentru invitație, felicitări pentru vocația care ți-o desi să iubiți istoria. Într-un final, îți întâlnești în istorie să învați mult mai mult decât să învați la oricare lecție. Înțelegeți ce greșeli fac alții, înțelegeți care e succesul. O să învățați foarte mult biografie interesantă. Da, eu sunt Denis Roșca, autor cărții de aur a Basarabiei și a Republicii Moldova. În anul 2016, această carte a fost declarată cea mai bună cercetare științifică în cadrul concursului Science Slam, care s-a sub egida Academiei de Știință, înseamnă că informații pe care vă vor povesti deja este identificat. Eu voi avea o prezentare structurată în trei cărți, unde voi vorbi despre oamenii care au luat premiul, sau care au sânge de Moldovean și au luat premiul Nobel, cunoașteți premiul Nobel. A doua parte a prezentării eu vă rog să fie sub formă de dialog, tema discuției, în care domenii credeți că noi avem șansă să ne realizăm. Noi ca moldoveni, da? Dumneavoastră spun, noi nu putem fi cosmonauti. Eu vă spun, Iuri Ghidzeanu, care a absolvit liceul Dmitri Cademir la botanică, cosmonaut, 321 de zile în spațiu. Vă spun, noi nu putem face mașini. Designerul interior la Ferrari este Vladimir Piroșcovici și noi, da? În ce domenii credeți că noi avem șansă să ne realizăm? După părerea dumneavoastră, Republica Moldova ca stat, ce loc ocupă în top mondial din 200 de țări, după nivelul IQ, după gradul de inteligență? 50? 150? 84? 70? Mai curajos, nu se pun note aici. Cât? 60. 20. Vă interesant, da? După nivelul de inteligență, după gradul IQ, Republica Moldova ocupă locul 11 pe glob. 11 din 200. Asta e performanță excepțională. Statistica, n-am făcut-o noi, asta e statistica internațională. Asta înseamnă că... Hong Kong. Asta înseamnă că 95% din populația lumii e în urma dumneavoastră la nivelul de inteligență. Dacă, în urma noastră. În urma noastră tuturor. Când vorbim Moldova, asta înseamnă oamenii de Moldova, inclusiv dumneavoastră și noi toți. Dacă vă puneți ceva în plan, șansele că vă realizați sunt mult mai mari, deoarece deja sunteți puțin mai liște pe rând. Prezentarea mea o să fie, ce este Cartea de Aur, sunt 1800 biografii, 4 ani de muncă, traducere din 18 limbi. Asta nu ne permite să vorbim în ziua de azi, de Vasile Mămăligă, în satul Pașcanea, unul fincesc, om care a condus revoluția din Indonezia. În Jakarta este monumentul Vasile Mălegan. Masivul pe care se extrage la moment petrol în Indonezia se numește Masivul Mălegan. Realizările pe toți vă comentesc. Nu există practic momentul oamenii noștri nu au ajuns să mai aibă rezultate frumoase. Ce zic pentru noi sunt moldoveni? Sunt oameni născuți pe teritoriul țării noastre, indiferent de etnie. Dacă tatăl este bulgar, mama este moldoveancă, noi îl considerăm a nostru. Luăm principiul teritorial. Omul născut pe teritoriul țării noastre. Basarabia. Pe teritoriul Basarabiei. Și descendenții lor, conform practicii internaționale, până la 3 generații, se acceptă fiind. Dacă bunelul dumneavoastră este moldovean, îl acceptăm, dumneavoastră toți sunteți moldovean, da? De asta putem vorbi la moment despre actualul primar de Chicago, care vorbește că este basarabian și el este de-a nostru. Dacă fost președinte al Germaniei, Horst Köhler, vorbește că părinții săi sunt din Rășcani, noi îl acceptăm ca fiind a nostru. Om care a proiectat întreg sistemul energetic a României, Gleb Dragan, este din Găgăuzea, îl acceptăm că e nostru, da? Nu facem diferențieri artificiale pe oameni. Dacă ne uităm după top laureaților a premiului Nobel pe țară, Republica Moldova ca stat nu este să aibă premiul Nobel. Însă, 8 descendenți, și anume 5 biologi, 2 fizicieni și o scriitoare, au descoperit ce a luat premiul Nobel, da? Noi cu dumneavoastră discutăm două aspecte. Anul în care a fost acordat premiul Nobel, 2, apartenență teritorială.
Dacă luăm, că avem 4 oameni cu premiul Nobel, pe noi ne-am poziționat pe locul 20 la un nivel cu Israelul. După număr, ținând cont că pe glob sunt 200 de țări și noi să fim locul 20 cu așa o populație mică, este un rezultat foarte bun, mai ales că investițiile în știință sunt foarte mici. Cine sunt acești oameni? Cel mai îndepărtat dintre toți, îndepărtat deoarece bunelul său este din Florești, este Sol Permuter, profesor la University of Berkeley. Studenții moldoveni, când vorbesc cu el, el accentuează faptul: eu sunt ca voi, la mine bunelul de acolo, eu știu multe despre Moldova. În biografia sa oficială, el vorbește despre acest lucru. Acest om, în anul 2011, a fost declarat cel mai deștept om de pe glob, i s-a acordat premiul Nobel pentru fizică, a descoperit expansiunea Universului în baza studierii supernovelor. Știi ce este supernova, da? Stele care explodează. Acest om nu vorbește despre faptul că are mii de ori petrecute în fața telescopului, mii de ori petrecute în bibliotecă. Acest om spune că sângele meu basarabean îmi permite să fiu numărul 1 mondial. Nu uitați, exact același sânge este în dumneavoastră. Exact în dumneavoastră este o genetică ca să fiți în top cei mai deștepți oameni de pe glob. Al doilea om este Ilia Mecin. De fapt, el este spătarul. Familia sa a emigrat din Basarabia în Rusia și din spătarul s-a transformat, s-a dusificat, a devenit mecinicul. Înseamnă același lucru. Acest om a luat premiul Nobel pentru medicină în anul 1908 pentru că a demonstrat, a descoperit fagocitoza. Însă, în istoria colectivă a lumii, este omul care a descoperit vaccinul contra holerii. Cunoaște ce este holera, da? Holera este boala secolului XIX. În 8 epidemii au omorât peste 500.000 de oameni. Populația lumii era sub 1 miliard, atunci 500.000 este un procent enorm. Și nu știm care era să fie soarta lumii dacă anume omul nostru nu oprea expansiunea holerei pe glob. A salvat lumea un moldovan, cu alte cuvinte, da? Următorul om, eu îl consider geniu, eu cred că dumneavoastră o să fiți de acord, Serghei Gherșenzon. Tatăl din Chișinău, mama din Chișinău, copilul s-a născut la Moscova. E de nostru. În anii 40, în Uniunea Sovietică avea loc persecutarea geneticienilor, ei erau învinuți că fac lăjănaugă, știință falsă. În semn de protest, Stockholm, care examinează dosare în domeniul acordării premiului Nobel, nu lua în calcul dosarele în domeniul genetic din Uniunea Sovietică, doar în domeniul genetic. Acest om făcea descoperiri, însă premiul Nobel nu s-a acordat pentru că nu s-a examinat dosarul. Ce a făcut el? A explicat acțiunea mutagenică a DNA-ului asupra timusului la drozofilă. Drozofila este musculița de oțet. Are prioritate de publicare, înregistrare în Registrul Invențiilor. Foarte ușor de verificat dacă se ia Registrul Invențiilor Uniunii Sovietică și Registrul Acordării Premiilor Nobel. Omul are prioritate de publicare, dar nu ia premiul Nobel. Peste 6 ani, exact aceeași descoperire, face Müller și ia premiul Nobel. Omul nostru nu s-a oprit. A explicat sinteza DNA-ului virusat pe matricea RNA-ului infectat. Iarăși, prioritate de publicare, înregistrare. Această teorie, această descoperire, se utilizează în noi descoperiri și noi teze de doctor. El nu ia premiul Nobel. Peste 26 de ani, exact aceeași descoperire. În afară Uniunii Sovietice, ce face Baltimore, în America, și ia premiul Nobel. Baltimore, David Baltimore, chiar scrie scrisoare de recunoștință spunând: mă scuzați, eu n-am fost familiarizat cu munca dumneavoastră. Omul nostru nu s-a oprit. A explicat fenomenul transponson în limba engleză, prigă și genul în rusă, în română ar fi genele care sar. Explică. Are prioritate de publicare, înregistrare. Această procedură este utilizată pe tot spațiul sovietic pentru noi descoperiri. El nu ia premiul Nobel. Nu este examinat. Peste 40 de ani, exact aceeași descoperire o face Barbara McClintock, în afară Uniunii Sovietice, și ia premiul Nobel. Cu alte cuvinte, dacă omul nostru activa în oricare țară de pe glob, cu excepția Uniunii Sovietice, acest om merita 3 premii Nobel. Știți câți oameni de ăștia sunt pe glob? 1. 1 din 7 miliarde. Și el e de-a nostru. Asta înseamnă că dacă sunt anumite domenii în care știți că puteți fi numărul 1, nu vă opriți să fiți cel mai bun în clasă. Nu contează să fiți cel mai bun în școală, nici cel mai bun în Moldova. Fiți numărul 1 mondial dacă puteți. Genetic, dumneavoastră, asta aveți posibilitatea. Deja este unul care a fost cel mai deștept om pe glob și nu se contestă. Boris Efruse. Familia sa inițială, cel mai probabil a fost Efros, activat în Franța, la fel biolog, la fel experiment pe drozofilă, pe musculița de oțet. O demonstra faptul că dezvoltarea celulelor are loc în conformitate cu genotipul inițial, dar nu în baza țesutului în care a fost implantat. Cuvinte mai simple ar suna. S-a făcut operație la ochi la drozofilă. S-a luat irisul ochiului de o anumită culoare, s-a implantat în țesutul ochiului de altă culoare. Culoarea ochiului s-a păstrat de la matricea donatoare. Dintr-o greșeală mecanică, el nu a fost inclus în lista autorilor. Însă, colegul său, Tatum, care a luat premiul Nobel pentru această descoperire,
în fiecare conferință de presă vorbește despre aportul omului nostru. Dacă o să căutați pe internet numele Boris Efrus, o să găsiți om care a ratat premiul Nobel. Asta nu înseamnă că el nu-l merită. Doar a fost o greșeală mecanică. Randy Shekman. Pe site oficial al premiului Nobel găsiți așa un om, Randy Shekman. Pe site oficial el vorbește despre faptul că bunei săi sunt din Basarabia. Nu bunelul, bunei. Cel mai deștept om de pe glob din anul 2013, care a demonstrat mecanismul de transport a veziculor în organism, iarăși nu vorbește despre mii de ori trecute în cercetare. Acest om spune că genetica mea basarabiană îmi permite să fiu numărul 1 mondial. Plan mondial nu trebuie să fie rușine să spuneți că sunteți născut aici. Dacă consilierul președintelui Barack Obama se laudă cu faptul că tata lui e din Chișinău, de ce dumneavoastră îți vă rușinați de asta? Sau noi, în genere, sunt rușinăm. Hertha Müller, tatăl este german, mama este basarabeancă. Doamna a luat premiul Nobel pentru literatură în anul 2009, are 38 de premii internaționale pentru literatură, este o doamnă care este foarte cunoscută și apreciată și în ziua de azi. Ralph Steyman, pe site oficial Academiei de Știință din America, îl găsim pe Ralph Steyman, care vorbește despre faptul că tatăl său este din Basarabia, a luat premiul Nobel pentru fiziologie și medicină în anul 2011, a fost profesor la Universitatea din New York. Cel mai cunoscut dintre toți este Piotr Capiță, tatăl său Leonid Petrovici, din Basarabia, mama sa Olga Ronimovna, din Basarabia. În familia lor se vorbea fluent română, moldovenească, cum doriți, nu intrăm în detalii. Fiul său, Sergei Capiță, care îl cunoaștem cu toți după emisiunea Acivirna Nevereatna, vicepreședintele Academiei de Știință de Rusia, vorbea fluent română. Al doilea fiu al său, Andrei Capiță, la fel academician, secretarul Academiei de Știință, vorbea fluent română. Din cauza faptului că a refuzat să participe la dezvoltarea bombei atomice pe teritoriul Uniunii Sovietice, el a fost plasat în arest la domiciliu pentru 8 ani de zile. El oricum a continuat cercetările. În anul 1978, el a luat premiul Nobel pentru pace, nici măcar neștiind că este nominalizat. El a fost înștiințat post factum prin telegram, felicitări, ați luat premiul Nobel. Cine este Piotr Capiță? El este considerat părintele bombei atomice rusă. Într-un final, el cu academicianul Saharov au creat bomba atomică care a testat-o în Kazahstan. O bombă de 22 kilotone. Țineți, vă rog, minte cifra 22. Bomba de la Hiroshima avea 15 kilotone. Cu alte... Să facem o totalizare. Avem 8 oameni, 5 biologi, 2 fizicieni și o scriitoare, însă premii acordate sunt 10. Asta trebuie ținut minte. Sunt foarte mulți oameni deștepți, exact ca dumneavoastră, că e fix în așa școală învățat, ca să înțelegeți, da? Următoarea statistică, o să vă amuză. China, care este puțin mai mare decât Republica Moldova, are 4 laureați a premiului Nobel. De vreo 500 de ori mai mare ca oameni. A doua parte a prezentării este țara noastră și premiul Oscar. Cunoaște ce este Oscar, da? Înainte de a începe să vorbim de cine a luat Oscar, noi trebuie să facem o totalizare. Hollywoodul de azi care îl cunoaște este creat de imigranți din Basarabia. Cunoaște Paramount Pictures, da? Proprietatea dinastiei Balaban din Dubăsari. Și-n ziua de azi. Balaban din Dubăsari și-n ziua de azi. O dinastie. O dinastie întreagă. Unul din frații Balaban a avut 45 de canale de televiziune. A început de la un teatru. A creat un teatru, a vândut bilete, a creat mai multe teatre, a vândut toate teatre și a cumpărat canale de televiziune. Un frate făcea filme, alt frate le arăta în America prin canale de televiziune. Universal Pictures, cunoașteți? Da. Proprietatea dinastiei Bronfman din Otaci, cea mai bogată dinastie din Canada, doi frați, Pietru și Eduard, au creat un fond de investiții de peste 100 de miliarde de dolari. Bugetul Moldovei 3, ca să înțelegeți. 3 miliarde. 3 miliarde. Da, 3 miliarde. Cifră impozantă. Da. Ca afară. Metro Goldwyn Mayer, Leo, da? Unde e Tom și Jerry, da? Tot dinastia Balaban este acționară. Cine sunt oamenii care au luat premiul Nobel, da? Oscar. Lev Milstein, născut la Chișinău, este primul om în istorie care a luat două premii Oscar. Adică, în America s-a creat toată infrastructura cum să filmeze film, toate studiourile, toate drumurile, să fac filmele încă nu s-au învățat. O trebuie să vină un băiat din Chișinău să-i învețe. El a fost de 4 ori nominalizat la premiul Oscar, de 2 ori le-a luat. În filmele lui s-au filmat actori precum Frank Sinatra, altul ar fi Marlon Brando. Una din comediile care o cunoașteți, Adina Țădruzei Oșuna, poate ați auzit, da?
noi cunoaștem un remake la filmul inițial. Al doilea este Yul Brynner, omul care se mândrea cu faptul că mama sa este de etnie romă din Basarabia, ce înseamnă rom cunoașteți, da? Este om care a luat premiul Oscar în anul 1956 pentru filmul King and I, Regele și eu, având o drept colegă de platou pe Elizabeth Taylor. A treilea personaj o să vă amuză pe toți, dar o să accentuez câteva ori că este născut în Ungheni, da? Iețic Domniș din Ungheni, scenaristul la toate filmele cu Marilyn Monroe. Ați auzit de așa actriță, da? Comedia sa, Jazzy Turca Devușchi, este considerat cea mai bună comedie secolului 20. De 3 ori nominalizat la Oscar. E din Ungheni. Înainte de a ajunge scenarist de succes, el a fost de 17 ori campion la Olimpiade la matematică în America. Dumneavoastră nimeni nu vă interzice să fiți de 17 ori campion la matematică. Dumneavoastră aveți capacitățile să... Sau la fizică. Sau la fizică. Pur și simplu trebuie să doriți asta. Cea mai cunoscută dintre toți o cunoaște, da? Natalie Portman. Acest lucru a fost confirmat și de vicepreședintele Americii, Joe Biden, când a fost în Republica Moldova. Spunând... Da. Data viitoare când vin în Moldova, vin cu Natalie Portman. Facem o totalizare. Avem 4 oameni cu premiul Oscar. Sunt 5 premii acordate de Archie Milstein, are 2. În ziua de azi, la Hollywood, găsim circa 40 de persoane. Spuneți-vă, cine din dumneavoastră a văzut filmul Transformers? Roboții sunt creați de Vitali Bulgarov din Basarabeasca. Roboții pentru filmul respectiv. Da, el se urcă în trânș, el merge, el cel mai bun specialist la moment. 800 de dolari ora costă la dânsul. De lucru. Ați văzut, da? Da. Farsajul 8, ați văzut? Da. În filmul dat s-a filmat Alexandru Babrea. Din ce film? Nu, din Vadlovoda. A, din Vadlovoda. Dar de cine? Cred că de acolo. Sofia Babrea, nu. După care, ce film ați mai văzut? Zvezdnii Voini, Star Wars. Da. Ați văzut? Ultimul. Da. Andrei Șatalov s-a filmat în filmul dat. Este un actor din Moldova care s-a filmat în Troia, cu Brad Pitt. Și tot mai departe. Este Silvia Busuioc, care în anul 2018 s-a filmat în 8 filme la Hollywood, în 4 din ele, în rol central. Sunt foarte mulți actori. În Man in Black, Ludwig Chernov s-a filmat alt actor. În Ograbление pe italian, Boris Cotonou. Sunt foarte mulți actori. A treia parte a prezentării este oamenii care au cucerit Everestul. Prestigiul de țară în cucerirea Everestului este similar cu prestigiul de țară în cucerirea cosmosului. Dar ce puțin în lume este gata să-și riște sănătatea. Noi avem 3 oameni care au făcut asta. Primul este Mstislav Gorbenko, născut la Leova. Acest om a cucerit 5 cele mai înalte vârfuri de pe glob. A cucerit toate vârfurile din Uniunea Sovietică care au peste 7000 de metri. La moment este antrenor în Odessa, echipele antrenate de el au foarte multe rezultate la competițiile internaționale. Medalii de aur vorbesc. Al doilea om este o legendă vie, însă noi nu știm că este de-a nostru, Fyodor Konyho. Pe site-ul oficial al lui este scris că mama sa, Maria Efremovna, este din Basarabia. Cine e Fyodor Konyho? Acest om a cucerit 7 cele mai înalte vârfuri ale lumii. Acest om a făcut de 4 ori în conjurul lumii, ultima dată într-un balon cu aer, timp de 83 de zile. O trecut Polul Nord, Polul Sud, câteva pustiuri. Acum 14 ani în urmă, a trecut Oceanul Pacific, 17.000 de km, într-o barcă cu vâsle, timp de 160 de zile. Robă. Acest om are rezultate care nimeni nu dorește să le depășească, nimeni nu încearcă, pur și simplu. El a spus că în conjurul 83 de zile este prea mult, să pregătești de o nouă expediție. Cel mai cunoscut dintre toți este Andrei Carpenco, care trăiește în Chișinău, este arhitect. Datorită lui, cel mai înalt vârf al lumii este drapelul Republicii Moldova. Datorită lui, noi suntem a 42-a țară pe glob, care are așa performanță. În tendința de cucerire Everestul, 1 din 11 oameni moare. Drept bonus este fondatorul cel mai bogat dinastii din Canada, fondatorul Universal Pictures. Eu vreau să vă mulțumesc pentru atenție. Dați să trecem, vă rog, la rubrica întrebări. Eu vreau să-i mulțumesc domnului Denis Roșca pentru intervenția care văd eu că v-a plăcut foarte mult, fiindcă sunt niște lucruri care nu o să le citiți nici în ziare, nici în reviste și nici la televizor. Numai în cartea domniei sale, care urmează să fie reeditată
adăugate și mai departe. Acum vreau să vă rog dacă o aveți întrebări față de autorul acestui enciclopedii, cu mare drag. Da. Vă gândiți și vă adresați direct autorului. Dar mai curajos, vă rog. Cine are întrebări, poftiți, nu vă rușinați. Acum faceți volumul 2 sau 3? Lucrăm la volumul 2 pentru că noi am înțeles la că... La reeditare. Volum. Volum, alt volum, alți oameni. Noi am înțeles alte personalități. Alte personalități, volumul 1. Asta, volumul 2, să fie alți oameni. Noi presupunem, am înțeles că 1800 de moldoveni e prea puțin. Sunt mult mai mulți, noi avem deja materialul, ne pregătim și de al treilea. Pentru că sunt destul de mulți oameni. De exemplu, la Banca Mondială, dacă luăm doar Banca Mondială, doar doamne lucrează peste 30. Vă dați seama asta ce înseamnă. Vicepreședinți de bănci internaționale, avem circa 30. Noi când ne uităm la calitatea oamenilor, directori din studii genetică în America, de exemplu, sunt foarte mulți. E lista de oameni în fiecare zi se mărește, este greu de oprit la o anumită cifră. Dar credem că o să apară până la sfârșitul anului și volumul numărul 2. Însă tot o să fie 1800 și avem material și pentru volumul 3. Întrebări, poftiți. Da, mai curajos. În ce domenii credeți că avem șansă să ne realizăm? Curaj! Aici nu suntem la examene. Politică. În politică. Uitați-vă. Noi, politicienii din Republica Moldova, nu i-am inclus, pentru că noi nu-i cunoaștem. Dar politicienii care sunt născuți în Moldova și s-au realizat în afara țării, noi avem destul de mulți. Dacă vorbim de actualul ministru apărării a Israelului, cunoaștem, Avigdor Lieberman. Noi avem ministru al educației în Argentina. De două ori ministru în Chile, Melnik, a fost fost președinte al Germaniei, Kurt Köhler, fost președinte al României, Emil Constantinescu. În sistemul politic, cred, vreo 30 de oameni găsesc, inclusiv printre liderii Revoluției din 1917, prin liderii de război, cum ar fi Mareșalul Timoșenko în al doilea război mondial. Sau Mareșalul Averescu, care a fost de 3 ori prim-ministru al României. Da, bineînțeles. Mihail Vasilievici. Mihail Vasilievici Frunze, cunoaștem cine este, da? Mm-hmm. Sergei Lazo, bineînțeles. Frunze a fost mareșal, a fost ministru de apărării. Nu, nu a fost mareșal, dar ocupa postul. Ministru apărării, rectorul... Președintele Revoiensovieta. Da. Și rectorul Academiei Militare, da. Locul lor... Mai sunt întrebări, poteți? Dar Trotsky... Trotsky nu este. Dar păi părinții lui din Basarabia? Nu sunt de la noi. Nu sunt de la noi. Nici Golda Meir, nu. Proștii? Unelul lui din... Era vorba, nu este. Am căutat, credeți-mă. Херсон. Да. Я ли наскут в Херсон? Да, Бунелу. Майтарь, ворог, нам озди. Штинцы нуклеари. Нуклеари. Штинцы нуклеари. Уитаться, есть Николай Мовила, наскут в сату Лепушна, району Хинчешт, ум, который креаз реактор нуклеари в регионе Подольск, Москва, Шанзова, Диаз, ел фаше реактор нуклеари инклюзив пентру стациле, пентру субмарине. Ели почетный атомщик России. Да, ворог. Дребарь грели дацу. Avem sport, avem toate artele, avem lideri religioși, de exemplu, metropolitul Uzbekistan în ziua de azi este Vicente Morar din Ungheni, metropolitul Kârgistan este Sergiu Guja, metropolitul responsabil de Asia Mijlocie este Vladimir Ichim. Nu. Vicente în Asia Mijlocie, în Tășkent. Nu, responsabil pe regiuni. Da, asta e Vladimir pe Omsk. Okay. El a fost. Da, sau cum a fost? Întrebări, poftiți. Vă rog, curajos, mai curajos. Da. Cum avem ideea să elaborați strategic? Uitați, dumneavoastră deschis internetul, ați scris ziua dumneavoastră de naștere, da? Nu. Ca să vedeți cine mai este născut cu dumneavoastră într-o zi. Așa, din curiozitate. Da. Eu am pus ziua mea de naștere și m-am gândit să fac un calendar. Spun, 1 ianuarie pun o personalitate, da? 2 ianuarie, alt personal. Ca fiecare zi din an să se asociez cu o persoană. Însă, acumulând multe informații, da? Eu nu avem nevoie 365, dar am ajuns undeva la 5.000 de oameni. Calendarul era gata. Și când am pus filtrele de calitate, de excelență pentru fiecare domeniu, am înțeles că sunt mult mai mulți oameni. Și am fost nevoie să schimb, să nu-i pun în ordine după ziua noastră, dar să-i pun în ordine alfabetic și am ajuns la 1.800. 365, n-ai cum să-i pui, pur și simplu nu văd cum.
dacă într-o zi e născut un academician și omul care a condus opera din Tokyo, da? Dirijorul operei din Tokyo, care dintre noi sunt saltani? Ambii sunt interesanți. Eu vorbesc de 1 mai, de ziua de 1 mai. Da, calendarul cu noi gata, nu l-am făcut. Dar cine fost dirijorul din Tokyo? Numele. Păi din Telenești, Bertini. El e un evreu cu familie Bertini, Gari Bertini. Eu văd că majoritatea sunt din Telenești, ne-am învățat și eu. Bravo! Da, dați-o pe domnule. Nu intra, domnule. Dacă nu mai sunt... No, și eu am fost alpinist. Eu știu ce înseamnă să stiu o și la patrăzare, dar mă rog. Îți poate am să fac o remarcă. Da. Știți, eu am început să studiez Biblia, să mă gătesc de vierea Domnului. Păi, deci am observat că în prima zi s-a făcut pământul, într-a doilea zi s-a făcut lumina, în a treia zi s-a făcut cerul și în a patra zi Dumnezeu a pus schele s-a făcut luminătorul de zi și de noapte. Și el cât mergea, el avea o tolbă plină cu stele, o rămasă. Și el ce să facă cu ele? Că el a obosit să le pună. Luați le-a plasat în jos bucățica aceea de pământ care au urmăsat România. Din ea au ieșit oameni celebri. Mersi foarte mult pentru intervenție. Întrebări, dacă nu mai sunt, vă ofer cuvântul domnul Denis pentru a face o generalizare la cele spuse. Câteva citații. Dați să facem o totalizare ce s-a întâmplat cu acest pământ, cu oamenii pe acest pământ, în ultimii și ceva de ani, da? Teritoriul acestei țări, sau oamenii care trăiesc pe acest pământ, au avut parte de două războaie mondiale, da? Aici oamenii se împușcau, ei nu erau siguri că ajung până seara. Chișinău, la nivel de 70% distrus. Aici oamenii nu erau siguri că ajung până seara. Aici a fost foamete, aici a fost deportări, au fost arestări, împușcări, au fost tot felul de epidemii. În așa condiții, oamenii au supraviețuit, au învățat, s-au perfecționat și au devenit numărul unu cei ce-au dorit. Ce avem noi la moment e situație mult mai bună, da? După nivelul IQ, locul 11 pe glob, da? Este liniște. Slavă Domnului, este liniște. Și avem un plus mare care se numește internet. El ne permite nouă să avem acces la oricare informație de pe glob, la oricare bibliotecă și la oricare om de pe glob ca să învățăm anumite lucruri. Acum eu ce vă urez, că dumneavoastră vă puneți o ambiție să întreceți pe oamenii care sunt în carte. Pentru dumneavoastră aveți toată resursa internă, imaginație, IQ, capacități și acces ca să întreceți pe ei și asta numai de toți vă reușați. Dacă îți credeți, și să vedeți destul de mult potențial intern. Eu vă urez succes! Din partea dumneavoastră, mulțumesc domnului Denis Roșca pentru o intervenție foarte interesantă și vă mulțumesc pentru timpul acolo. Domnia sa are o intervenție legată de personalitățile Basarabiei și a Republicii Moldova. În specificul lucrului pe care l-a dus mai bine de jumătate de viață, deci e vorba de serviciile secrete, serviciile speciale. Poftiți încoace, nu vă spuneați. Știți că se întâmplă că eu îți cred în toate laudele astea. Nu am laudat, am făcut o intervenție, domnul Alexandru, am făcut o intervenție. Aveți la dispoziție maxim 15 minute, fiindcă trebuie să intrăm în orar și ne-am orientat spre maxim o oră jumate. Deci am început la ora 3. Aveți la dispoziție 29 de minute trebuie să lucrăm. Poftiți! Stimată audiență, vreau că Denis a primit criticul meu pe primul volum, care sunt, el îi cunoaște și așa că dumneavoastră trebuie să știți, în primul rând, ea corespunde unilor rigori de enciclopedie, ea nu poate fi numită enciclopedie, fiindcă ea n-are, în primul rând, o bibliografie bine definită, n-are informația structurată, lapidară, și sunt anumite rigori care cer ca enciclopedia să fie foarte bine structurată. Dar informația dumnealui este o informație unicată.
de unicat. Și asta care strânge a doilea, sper că o să fie cu mult mai bine documentată din punct de vedere al informației veridice, veridicitatea, din punct de vedere al bibliografiei și surselor de unde s-a luat informația. Vreau să că în volum dumnealui pomenește de 58 de persoane care au fost, vreau să că, tangențional sau nemijlocit, asta au participat la servicii așa numitele, vreau zic, război al spionilor sau război al informației, de informație. Eu mă refer la basarabienii noștri, vreau zic, din basarabienii noștri avem, vreau zic, 18 generali care s-au confirmat ca cercetași, rezidenți, agenți, spioni și oameni de influență din umbră în ilegalitate. Putem pomeni aici, vreau zic, despre așa numiții, vreau zic, operatori sau rezidenți, cum este Crutianski, Karin, el e născut în Susleni, general, și el l-a condus pe Zorghe. În raionul Orhei, el a fost operatorul lui Richard Zorghe, marele spion care a acționat în China, în Japonia și care sărmanul a fost în sfârșit descoperit și executat. Deși, vreau zic că el a fost unul din cel mai vestiți spioni a Unii Sovietice și l-a preîntâmpinat pe Stalin că războiul va fi început pe data 20-22 iunie. Telegrama lui stă în Arhiva Securității de la Moscova. Eu am văzut-o personal când învățam la Academie și am văzut cât cântărește o informație de o singură frază. O singură frază. În 11 cuvinte se conținea totul. Și iată, Stalin n-a dat atenție și războiul s-a început. În afară de dumnealui, vreau zic că noi mai avem din echipa de mari spioni, cei care au influențat politica, vreau zic, în Basarabia, născuți în Basarabia, politica României, noi putem să-i numim aproape pe 19 miniștri ai guvernului român post-belic, asta între Iosif Chișinăuvski, Nicolski, Bondarenko, Răutu, Colea Răutu și Ana Pau, chiar și mulți alții, care sunt născuți aici, sunt răcolați de serviciul secret al Rusiei și introduși în România. Unul din ei... Colea Răutu, actorul, renumitul actor de teatru. Nu. Asta e secretarul Comitetului Central, un om răzcă de mare influență. Alexandru Bârlădeanu din Comrat. Alexandru Bârlădeanu tot a fost infiltrat prin organizația INOA, așa numită INOA a Securității. Inostrană Edel se numea, în care ei erau racolați, învățați la Moscova și școala cei de la Moscova a făcut-o tot un basarambean de nostru, tot născut în Râșcani, Berezin, care a fost ajutorul Dzerzhinskiy și a făcut prima școală de spioni de Uniunea Sovietică. Pe urmă el a devenit, vreau zic, la calea ferată și, mersi bine, a trăit până în 1963 în Moscova. El e născut în Râșcani, acolo, vreau zic, dintr-o familie de meseriași, dar era un om foarte bine și el a venit ideea să pregătească școala de spioni, care cu timpul a devenit, vreau zic, școala de Cominternului, pe urmă a devenit școala de ofițeri și pe urmă a devenit Academia Securității Ruse, din care a ieșit și generalul Bondarenko, care a fost pe urmă ministrul securității în România, așa numitul general Pantelei. El îl chema Pantiușa, Pantelei Bondarenko, din Tiraspol, mama lui din Fârlădeni, din Căușeni, și el a devenit ministrul ăsta. 28 de ani a fost mâna dreaptă a lui Gheorghe Udej, Petru Groza, Gheorghe Udej și al Ceaușescu. Și a murit în patul lui, liniștit, așa mai departe, și a făcut serviciu. După datele unui ofițer din
serviciul secret, SVR, așa numită SVR, Slujba Vneșniei Razvedkei rusești, adică serviciul de informații externe, Mitrohin, care a publicat o carte în Anglia împreună cu Andrews, arhiva lui Mitrohin, acolo vreau că el spune că după informația care o deține din arhive, peste 200 de persoane au în perioada interbelică din 1920 până în 1940 au fost infiltrate în structurile României regale. Vreau că 200 de spioni, dintre care noi cunoaștem numai 20-22. Ceilalți nu sunt cunoscuți. Vă închipuiți câtă putere oamenii ăștia și câtă influență asupra politicii și asupra soartei interbelice și postbelice a României au acționat. Deci, prin urmare, noi trebuie să recunoaștem că informația și oamenii de influență, spionii, agenții, rezidenții în politica oricărei țări are o influență covârșitoare. Și lucrurile astea pot să vă demonstrez numai pe un singur ministru care a luptat în Spania, Marin Gaston. Marin Gaston, care e născut în Bucovina, de altfel, dintr-o familie vrăzcă bucovineană și ăsta germană. El a fost vrăzcă în Franța, a luptat în echipele Machi, a fost infiltrat de Comintern acolo și înapoi l-au adus rușii și l-au făcut ministrul economiei în guvernul lui Petru Groza, Marin Gaston. El a devenit ministru acolo cu actele în regulă și a făcut tot posibil ca România să plătească cele 340 de milioane de dolari în aur sau în marfă, contribuția față de Uniunea Sovietică. Așa că vă închipuiți care este influența unui agent sau spion plasat într-un stat care este dependent de celălalt stat. Asta e artă, o artă de a infiltra într-o țară care ești cointeresat, arta care are o vechime de mii de ani. Încă Sun Tzu este un mare strateg chinez în care spunea că dacă dorești să afli despre armata dușmană ceva, numai decât trebuie să infiltrezi întrânsa unul din agenții sau din oamenii tăi. În cartea care Denis a editat-o, desigur că ei ăștia și Kishinevski, și Bondarenko, și Nikolski, cel care e de tot din Chișinău. Nu s-a introdus elementul ăsta că ei au fost totuși agenți al Moscovii. Și asta eu am spus, cred că în volumele următoare, la reeditare, dumnealui va confirma această informație și a completat-o. În ce privește militarii, eu ca militar când de acolo la Moscova am observat că Academia se numea alu Frunze, primul, adică după Trotsky el a fost președintele Revoi în Sovieta, acum nu se numește. Am observat că era Frunzenskaya Nabережna, adică era, asta se numea pe malul râului Moscova, nu știu cum, faleza se numea, Frunzenskaya. Era stația Dimitrov Frunzenskaya. Acum toate le-au schimbat. Nu știu de ce. Dar Frunze a jucat un rol foarte mare în consolidarea statului sovietic. El a fost comandantul frotului de sud. El a fost acel care a format așa numită cavalerie, armata întâi al Budionului, în care au luptat peste 30.000 de basarabieni și moldoveni. Mai îl numim pe Kotovski, Iachir, Crusir, mulți sunt, comandanți, cumbriși și mai departe, care i-au format cavaleria asta. Deși ei au suferit un eșec, când Frunze a plecat, vreau să se conducă împotriva lui Colceac, de altfel și Colceac e descendent din Basarabieni,
tatăl lui, Vrăzică, a fost inginer și a luptat la Sevastopol, Vasilei Colceac, din basarabienii noștri, din moșierii de la sudul Basarabiei, și admiralul Colceac, cel care a condus destinul alb-gardiștilor, este din basarabienii noștri. Iată așa. Ei, mareșalul Timoșenco, de-am știți, în Furmânca, e născut, dacă cunoașteți, la sud. Furmânca este la 18 km de satul altului mareșal, Averescu. Furmânca și Babele. El se alătură, lângă Chelia, acolo pe malul Dunării. Iată, acum vreau că noi lucrăm la o lucrare despre satele românești în sudul Basarabiei. Personalitățile astea pe noi tare ne interesează, am dorit ca să facem, un volum despre oamenii de acolo, din sudul Basarabiei și din satele cele care sunt acolo și destinul lor. Destinul lor. În fond, așa cărți, ele sunt, binevenite din punct de vedere că ele sunt plasate în internet. Asta e atuul al lui Denis. E atuul lui, că informația asta este, accesibilă și poți să te documentezi. Și eu îl laud pe dumnealui și tot atât îl critic și doresc ca volumul următor să fie să răspundă la rigorile enciclopedice. Să fie lapidar, să fie informația precisă, verificată și să spuie bibliografie ori în subsol, ori la sfârșit, numai decât bibliografia. Asta e regulă. Fiindcă aici sunt materiale luate de internet, dar sunt materiale luate de la Colesnic, de exemplu, la Iuri Colesnic, în Basarabene cunoscute, sau de la alții publicații. Așa că îi doresc și dumneavoastră vă doresc să citiți, să aveți cunoștință despre oamenii noștri, despre pământul nostru și despre toate cele ce se întâmplă bune în cultura și istoria noastră. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim, domnul colonel, pentru intervenție și mulțumim că ați acceptat invitația noastră a Clubului Istoricilor. Înainte de a da cuvântul ultimului invitat al nostru, vreau să vă fac o remarcă, o informație pentru faptul că avem aici alături de noi liceeni de la Liceul Teoretic Iulia Hașdeu și vreau să fac o continuare la acele care le-a spus domnul Denis Roșca, fiindcă aveți pâinea și cuțitul, aveți cărți, aveți informații, aveți un număr foarte mare de lucruri care le puteți valorifica în interesele noastre personale, ca specialist, ca profesionist și ca la nivel național. Intenționăm ca să, în baza Liceului Teoretic Iulia Hașdeu și în baza Liceului Teoretic Vasile Alexandrii, să deschidem un curs special care s-ar numi Tânărul Arhivist. Vorba este că o să facem câte o oră în fiecare lună, cred că o să fie 6 sau poate chiar 10 la număr, unde acei doritori care le place istoria, acei care vor să afle niște lucruri deosebite, nu este neapărat numai despre personalitățile istorice, ci chiar despre propria familie. Deoarece eu odată într-un interviu televizat chiar așa și am spus, omul care cunoaște fondurile arhivistice poate să găsească culoarea căciulii străbunicului său, fiindcă în arhiv este tot. Dar dacă omul nu poate să se orienteze în acest labirint arhivistic, nu poate găsi nimic. De aceea vreau ca în persoana mea să găsiți un om care o să vă iei de mânuță și o să vă ducă prin toate aceste labirinte ca să puteți
de sine stătător să lucrați în Arhiva Națională, Arhiva Organizațiilor Social-Politice, Arhiva Ministerului de Interne și multe, multe altele, deci din arhivele statului. De aceea am vorbit preventiv cu doamna Marcela și cu directorul liceului Vasile Alexandrie, doamna Daniela, care au acceptat cu mare plăcere și o să vă rog ca acei care într-adevăr își doresc acest lucru să se înscrie într-o listă, să se apropie de doamna Marcela în cazul dat și să se înscrie într-o listă separată, fiindcă probabil poate săptămâna viitoare chiar o să am posibilitatea ca să vin în ospeții la dumneavoastră pentru o oră și o să începem un curs de studiere a arhivelor. Deci, vreau ca să înțelegeți că nu o să vă fac teorie, o să vă îndrept de la zero, iată, omul a intrat în arhivă. Ce trebuie el să facă și cum poate să ajungă la dosarele care îl interesează. Fiecare din dumneavoastră aveți părinți, aveți bunei, aveți străbunei. Documentele acestea sunt sau se păstrează, de aceea este de ajuns să cunoști acest labirint și o să spargeți gheața și o să găsiți până și proprietatea care o aveau, eu știu, bunei, străbunei, o să găsiți multe lucruri interesante. Mă rog, sunt lucruri și poate mai puțin plăcute, care a fost, eu știu, arestat, care a fost împușcat, care a fost judecat, dar oricum asta e biografia neamului dumneavoastră, de aceea vreau ca să înțelegeți corect că vreau să vă susțin, să vă ajut ca să găsiți ceea ce vă interesează pe dumneavoastră, indiferent de arborele genealogic sau despre o personalitate din satul dumneavoastră sau, eu știu, vă trece prin gând să scriți o lucrare, o monografie despre satul natal sau este de ajuns să este de ajuns ca să ridicați enciclopedia care au făcut-o acești doi domni onorabili localitățile Republicii Moldova, să găsiți satul dumneavoastră și în baza acestui material să începeți să-l desfășurați ca să faceți o carte serioasă. Totul aveți în mâna dumneavoastră, numai dorință și... O carte mai serioasă. Nu, am avut în vedere mai desfășurat, maestre. Bun. De aceea vreau ca să mă înțelegeți că sunt prietenul dumneavoastră și vă adresați cu orice problemă legată de profesionalism, legat de arhivie, de istorie, sunt al dumneavoastră Alexandru Moraru. Acum îi dau cuvânt domnului Tudor Țopa, un cunoscut scriitor, publicist, care o să vă fac o intervenție, deoarece în majoritatea lucrărilor sale, cred eu că cel puțin 70-75% este istorie, fiindcă domnia sa nu operează cu niște informații, cu povești, dar până ce nu vede documentele, până ce nu vede fotografiile, până ce nu vorbește cu martorii oculari, nu se apucă să scrie ceva. Poftiți, maestru! Mai întâi, ce m-a mirat foarte mult, că telenești meu, unde am terminat eu o școală medie, foarte multe personalități odată. Pe o parte, așa s-a întâmplat că în tinerețe eu le cunoșteam. Eu am 86 de ani, Da. Așa că eu am văzut lucruri de astea care, despre care se vorbește. Dar nu aceasta vreau să vă atrag atenție. Eu am arătat iată astăzi, din tipografie, am adus o carte, nu știu câte, 76, 78, vă zic că o carte nouă. Le-a pierdut numărul, domnul Țopă. 78. O carte nouă, care eu bănuiesc că în decurs de câteva săptămâni o să apară, în culori, foarte frumos,
Dar despre cine? Eu vorbesc despre un Constantin de meu, pe care, pe când eram în clasa întâia, el, când treceam la școală, îi mai dădea câte o mampasâcă, bomboană, așa se portă pe noi. El a fost deputat în sfatul țării, țăran, îi spune Andrei Găină. Îi mormântat în curtea bisericii. Oamenii civili nu se mormântează în curtea bisericii. Dar datorită faptul că el a construit biserica aceasta, o biserică fantastic de frumoasă, eu o să vedeți cartea, eu o dau în culori cu istoria lui, care a luptat foarte mult. El, fiind țăran, a luptat în asta ca să le dea țăranilor pământ. Asta nu era așa de simplu. Și astăzi e complicat. Dar atunci când moșieri mari veniți din Rusia cu puteri mari, care aveau mii de hectare, aproape un raion întreg, și el a luptat, uite, se ducea să le dea lor câte 7 hectare, adică oamenilor care n-aveau. Deci, așa a ajuns la concluzie câte 6. 6 o primit și la mine în sat, inclusiv și bunelul meu, și tatăl meu, și toți oameni. Dar mai în raionul de sud, întrucât populația era mai rară, au primit 8-9 hectare. Vă zic că nu vreau să intru în detaliu. Eu sunt bucuros că din arhivă am găsit fotografia lui în România, am adus-o și am dat-o lui Colesnic și el a publicat-o pentru prima dată. Acum, dumneavoastră, când ați făcut, mai dă ună aici, așa, consacrată 160 de ani, au primii uniri și acolo sunt și deputate. Unirea cea mică de la 1859. Îmi părea foarte bine că peste aproape 100 de ani am văzut cum se teamă. Și cu alte cuvinte, ce vreau să spun? Noi aveam alături, așa cum e scris și în cartea asta, noi aveam în jurul nostru oameni foarte interesanți, foarte bine. Dar viața e foarte furtunoasă și se pierde repede, se trec, se uită, de atâta trebuie să reținem din arhive, din interviurile cu oameni. Așa că eu contribui în măsura care cărțile mele eu nu le pun în vânzare, eu le fac cadou. Și eu acum mă pregătesc că la noi în mai e hramul Sfântul Gheorghe. Și casa mea tot socoate că e protejată de Sfântul Gheorghe. Și eu mă pregătesc atunci să-l duc un cadou literar așa frumos și asta o să fie a treia carte consacrată satului meu. V-aș sfătui și pe dumneavoastră. Deocamdată adunați ce puteți. De la ce se începe toată asta? Ați citit, de pildă, în ziar un articolar. Că iată un om de la dumneavoastră, nu și-a făcut o tăieță, grămădiță. Câte este, toate să vă prindă pe un bine. Exonar de bine. Pot să vă arăt cartea machetată, dar eu o văd foarte frumoasă. Chiar o carte așa neobișnuită. Ce credeți? Eu vă doresc sănătate, succese, încredere și drăzenie. Vă mulțumesc foarte mult, domnul maestru Tudor Țopa. Cu această intervenție, lucrările clubului nostru pentru astăzi au luat sfârșit și vreau din toată inima să vă mulțumesc pentru prezență, pentru faptul că ați fost receptivi, ați pus întrebări. Omul care cunoaște istoria este un om nu numai deștept, civilizat, e un om inteligent, care atunci când merge chiar în fața urnei la vot, are o pregătire mult mai bună ca unul care privește televizorul. De aceea eu nu odată am spus că acei care citesc, acei care lucrează cu arhivele, cu documentele, aceia sunt oameni de valoare și îi conduc pe ăștia care stau în fața televizorului zi de zi. De aceea, eu nu sunt dușmanul televiziunii, deși deja 6 ani nu privesc televizorul, dar după cum vedeți, nu m-am chirșit.
Vorba între aceea că informația o ciupesc din internet, muzica mi-o aleg eu, nu mi-o bagă cineva, că iată pe asta trebuie să o privești, că alt canal nu este sau este alt canal care sunt mai multe prostii acolo. De aceea străduiți-vă ca să faceți selecție. De fiecare dată, fiecare din noi are o alegere. De aceea străduiți-vă să alegeți ceea ce e bun, ceea ce poate să vă înalță, să vă urce. Asta te face să devii un om adevărat, un om civilizat, un om inteligent, un om bun la suflet. Și oamenii buni zice că și lui Dumnezeu îi plac. Vă mulțumesc!